club. That's a country, 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 country. Bună seara, stimați telespectatori! Mai întâi câteva știri despre echipa noastră de Liga 1 Astra Giurgiu, echipă care și-a reluat antrenamentele de marți 15 ianuarie, dar nu la Giurgiu, fiindcă nu sunt terenuri de antrenament, ci la Ploiești. Singura noutate din lotul giurgiuvenilor este jucătorul Alexandru Giurgiu, iar obiectivul conducerii clubului este menținerea pe locul 2 și accederea în finala Cupei României Timișoreana. Deja echipa antrenată de Valentin Sinescu este în Antalya, unde va susține o serie de meciuri amicale. Este vorba de echipe din Macedonia, Croația și veți vedea apoi și în Spania celelalte echipe din nordul continentului, dar să vi le spun, este vorba de Tetevo din Macedonia în 27 februarie, Osijek din Croația în 31 ianuarie, apoi, cum am spus, se va muta în Spania, unde va participa la turneul Manga Cup de la Murcia, unde va avea ca adversare Stark, Norvegia, 11 februarie, Kalmar din Suedia pe 13 februarie, Vålerenga din Norvegia pe 16 februarie și CSKA Moscova pe 19 februarie. Am avut și imagini de la un antrenament al echipei Astra. O știre importantă pentru dumneavoastră, vreau să mai adaug. Meciurile Astrei din Turcia și probabil din Spania vor putea fi urmărite pe un post național TV, așa că nu vă spun care post, dar vorbiți cu Petrică și vă dă chiar pe postul ăla. Noi vom mai reveni cu amănunte în emisiile viitoare despre ce va face în aceste cantonamente Astra Giurgiu și mai avem încă o știre plăcută, zic eu, pentru microbiștii giurgiuveni. Naționala României va susține două amicale, stimați telespectatori, în Spania, pe 2 februarie cu Polonia, pe 6 februarie cu Australia. Antrenorul Victor Pițurcă a convocat la lot și 5 jucători de la Astra Giurgiu. Este vorba, i-a vezi și dumneavoastră pe ecrane, de Silviu Lung Junior, portar, Alexandru Mățel, Valerică Găman, Ștefan Bărboianu, fundaș și Constantin Budescu, în partea dreaptă, atacant. Din câte am observat, nu a fost convocat niciun jucător de la Steaua, ținând cont că Steaua este implicată 100% în Liga Europa League, iar următoarele partide din grupa D, din preliminarea campionatului mondial din 2014, adică Olanda, Estonia, Andorra, Turcia și Ungaria, România, se vor juca la 22 martie 2013. Vă reamintesc, partida Ungaria-România se va desfășura fără spectatori. Și ținând cont de poziția Astrei Giurgiu în clasament, să reamintim modul în care vor evolua echipele românești în cupele europene la finalul de campionat 2012-2013. Așadar, cine va ieși campion, adică locul 1, va juca în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Locul 2, așa cum se află la această oră Astra Giurgiu, va juca în turul 2 preliminar al Europa League. Locul 3 va juca în turul 1 preliminar al Europa League, iar câștigătoarea cupei, acolo unde știți foarte bine că Astra este calificată în semifinale și se va juca, că tot veni vorba, în aprilie aceste semifinale. Așadar, câștigătoarea cupei va juca în turul 2 preliminar al acestei Europa League. Șanse mari pentru Astra Giurgiu să prindă ori un loc 2, ori o finală și, de ce nu, să aducă cupa la Giurgiu și să evolueze în cupele europene, dar asta va presupune mari eforturi din partea patronului Ioan Nicolae, fiindcă
deocamdată la Giurgiu nu sunt condiții de jucat partide europene. Mergem mai departe, mai aveam o chestiune interesantă tot legată de viitorul fotbalului românesc. Săptămâna trecută la Federația Română de Fotbal a avut loc reuniunea anuală a conducerii Federației Române de Fotbal cu reprezentanții echipelor din Liga 2 și a 3, în care s-au lămurit o serie de probleme cu privire la sistemul competițional din viitoarele sezoane. Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a anunțat că obiectivul final al Federației Române de Fotbal este reducerea treptată a numărului de echipe din Liga 2 până la 20. Pentru acest lucru va fi nevoie de un pas intermediar care se va înfăptui în sezonul viitor, atunci când la finalul acestui campionat vor retrograda din Liga 2 numai puțin de 10 echipe, adică de la locul 12 în jos. Miercuri 23 ianuarie, deci poimâine, se va decide dacă și în Liga 3 se vor face ajustări, adică se vor face 4 serii de câte 18 echipe, chiar din sezonul 2013-2014. Se va înființa și o ligă profesionistă de fotbal, așa cum există la Liga 1, și e un proiect mai vechi acest lucru. La încheierea acestei reuniuni, Mircea Sandu a declarat că dacă nu se va pune în practică restructurarea fotbalului, vom asista cum acest fotbal se va distruge. Lunea viitoare sperăm să fim la Sport Arena, în direct cu președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, pentru prima dată telefonic la o televiziune giurgiuveană. Noi l-am mai avut într-un interviu pe care ni l-a acordat chiar la Casa Fotbalului, la Federația Română de Fotbal, în 2010, dacă mi-amintesc, dar având o relație destul de bună cu președintele Federației Române de Fotbal, sperăm că luni să îl avem în direct și chiar și telespectatorii să îi pună întrebări. Mergem mai departe. Invitatul nostru din această seară, stimați telespectatori, un cunoscut profesor de educație fizică și sport, Gheorghe Oprișan. Bună seara, bine ai venit la TV Giurgiu. Bine v-am găsit. Ești în premieră la această nouă televiziune și sperăm că vei învăța de acum drumul și de câte ori vor fi probleme de discutat importante despre educația fizică și sportul giurgiuvean și chiar național, să apelăm și să ne onorezi cu prezența la emisiunea noastră de luni seara de la Sport Arena. Vreau să vorbim mai întâi, totuși să nu mă repet, stimați spectatori, să nu uităm, vom avea și câteva intervenții telefonice în această seară. Este vorba de Costel Ciocărlan, fostul capitan de echipă al Astrei 2, Giurgiu. Este vorba de Marian Gruber, un giurgiuvean care a plecat de la Olimpia Giurgiu cu ani în urmă, a jucat la Giu Petroșani și s-a retras din fotbal la Mureșul Deva cu ani în urmă, bineînțeles. Dar un fotbalist foarte bun și cu care vom fi în direct în această seară și vom încheia intervențiile noastre telefonice cu marele jucător care a fost și care și dumneavoastră știți foarte bine, Miodrag Belodedeci, jucător român care a câștigat două cupe, ale Ligii Campionilor, ale Cupei Campionilor pe timpuri, una cu Steaua București în 1986 și a doua cu Steaua Roșie Belgrad în 1991. De aceea am să vă rog, dintre cei care vor să pună întrebări fostul internațional român Miodrag Belodedeci, colegii mei sunt la post și pot să preia aceste întrebări pentru a le pune ulterior în direct la telefon domnului Belodedeci. Așadar, să intrăm acum în direct în problemă cu domnul Gigi Oprișan. Vom vorbi puțin despre sportul școlar. Vreau să spun că sportul școlar și, în general, sportul în România cam își capătă domnul Oprișan și cred că asta pleacă, în primul rând, de la faptul că nu mai există interes. În primul rând, zic eu, statul nu mai acordă interesul necesar, fiindcă ați văzut și dumneavoastră, pe plan internațional, s-a văzut ultima dată cel mai bine la o competiție de nivel înalt, Londra, anul care adună 2012. Tot sportul așa mondial, la Jocurile Olimpice de la Londra. Mai suntem tot cu o oră de educație fizică la școală? Din păcate, tot cu o oră de educație fizică la ciclul liceal, pentru că în 2009 s-a încercat o reformă de către doamna Ecateria Andronescu, ministru de la acea vreme al învățământului, și inițial o oră era în trunchiul comun, iar încă două ore la opțional. Dar a venit guvernul Boc, care știți și dumneavoastră cum au aplicat aceste
măsuri ale doamnei Andronescu și a rămas așa cum vedeți și dumneavoastră acum, tot cu o oră de educație fizică, motivul principal al acestei probleme fiind, bineînțeles, banii. Deci ajungem iar la bani, sunt și câteva melodii, parcă ieșite, nu în spectrul ăsta muzical, care se vorbește tot de bani. Mă plice mai mult la sport, mai puțin la muzică. Așa, a ajuns o obsesie, nu, cu banii ăștia, parcă, în România, dar văd că unii totuși se descurcă foarte bine și cam, nu știu, de naștere, așa, darul ăsta da, îi strânge foarte, foarte bine. Nu vorbim de ei acum în această emisiune, vreau să spun că numărul de copii a cam scăzut, mă refer la cei care vor să practice sportul. Bine, numărul de copii în general este în general, scădere, în general, pentru da. Că după Revoluție, știți, au fost o mulțime de probleme cu banii, iar ajungem la bani și oamenii noștri din România n-au mai vrut să facă copii, da? S-au supărat, așa după Revoluția asta. La clasele 9-12, nu spuneați că la clasele 9-12 există o oră de educație fizică și la clasa 8-a tot o oră de educație fizică. Așa, și dacă mai facem o fentă ca la fotbal și mai trimitem o scutire medicală așa între bănci, scăpăm și de aia. Da. Și ce facem? Ajungem la opțional. Da? O face numai cine are chef și când are chef. Dar așa, în general, eu am înțeles că dumneavoastră nu prea, să zicem, stați așa și doar priviți. Am zis că ați fost undeva în Malta în ultima perioadă timp la niște cursuri. Da. Despre ce a fost vorba? Anul acesta, în vară, am fost în Malta la niște cursuri de specializare cu o bursă Comenius și acolo ne-am întâlnit cu mai mulți profesori de educație fizică. Am făcut un schimb de experiență și ne povesteau cam ce salarii au dumnealor acolo, în țările de origine. Vreau să spun că au fost profesori din Germania, profesori din Marea Britanie, profesori din Franța. Ei ne povesteau așa, cam cu jenă, după ce ne-au ascultat pe noi cam ce venituri avem, că au în jur de 2300, 2400, 2800 de euro, dar la noi... Bine, dar vreau să vă completez eu și nu ați făcut o cerere așa să mergeți la ei, să vă mutați? Ba da, au zis că au nevoie de specialiști. Hă, ce sunt, gata. Dar noi deocamdată hai stăm vai să vedem cum se mișcă lucrurile. Deci e o diferență mare. E o diferență enormă. Discrepantă între ce se întâmplă la noi în țară și în țările... Am văzut fotografii prezentate de către colegii noștri și arătau bazele lor sportive. Păi, noi nu cred că avem nici la nivel de club Steaua așa baze sportive cum aveau ei la niște licee de ale lor. Bun, mulțumesc până acum. Mergem în continuare, dar după o scurtă pauză, colegii mei au intrat în legătură, am impresia, cu domnul Costel Ciocârlan. Bună seara! Bună seara, vă salut! Stăm de vorbă, stimați telespectatori, cu fostul capitan de echipă de la Dunărea Giurgiu și ulterior Astra 2, un stâlp al apărării și un executant de mare artă la loviturile libere din preajma careului de 16 metri. Mulți microbiști, și trebuie să mă audă și Costel, m-au întrebat ce mai fac jucătorii de la Dunărea Giurgiu, care s-au răspândit ca puternicile în toată țara. Așa că l-am căutat pe fostul lor capitan de echipă și trebuie să adaug că a fost capitanul de echipă și al lui Raul Rusescu, care acum face furor la Steaua și a devenit golgeterul campionatului național în Liga 1. Salut, Costele, și îmi pare bine să te aud și la mulți ani. La mulți ani, multă sănătate vă doresc și mie îmi pare bine să vă aud. Vreau să te întreb ce a însemnat pentru tine perioada Dunărea Giurgiu. Păi pot să spun că a însemnat o perioadă frumoasă din viața mea. Am petrecut aproape 8 ani de zile la Giurgiu. Din fericire, am avut parte de mult mai multe bucurii, mult mai multe rezultate bune decât mai puțin bune. Adică multe satisfacții. Multe, da, foarte multe satisfacții și chiar dacă în prezent nu mai sunt prin orașul giurgiuvean, a rămas cu foarte multe amintiri plăcute, care nu o să le uit niciodată. Cât de mult a contat pentru voi echipa, cei care ați alcătuit echipa Dunărea Giurgiu și în special pentru tine, dispariția Dunării și apoi acea torsătură cu venirea Astrei 2? Păi, vă dați seama că
A contat foarte mult că nu mai suntem în prezent acolo, în Giurgiu. Unii dintre noi aveam 7-8 ani de zile petrecuți în Giurgiu. Ne atașasem foarte mult de locuitorii orașului giurgiuvean. Ne cunoșteam cu foarte mulți dintre ei, eram chiar apropiați. Și cei mai mulți participaseră-ți la promovarea echipei Dunărea Giurgiu după vreo 40 și ceva de ani în Liga a doua. Da, mulți dintre colegii mei, eu am venit după ce... Deci tu ai venit imediat anul următor în Liga a doua. Da. Iar în prezent ce pot să spun? Chiar dacă, cu părere de rău, noi nu mai suntem pe acolo, pot să spun că mă bucur pentru ce este în prezent în Giurgiu. O echipă frumoasă, o echipă de divizia. Urmărești la TV, Costele, jocurile Astrei? Bineînțeles. Bineînțeles. În perioada cât ai fost la Giurgiu, care au fost antrenorii cei mai buni după tine? Că s-au perindat câțiva antrenori, dacă nu mai mulți de câțiva. Nu pot să fac un clasament al antrenorilor mai buni. Vă dați seama că a contat foarte mult și Marcel Ploaie, care dânsul m-a adus acolo. Au contat foarte mult fiecare antrenor în parte. Fiecare antrenor în parte a avut plusuri sau minusuri, ca să zic, și ca meserie și ca virgulă caracter, dar cu toți eu zic că m-am înțeles foarte bine și s-a și văzut că și echipa giurgiuveană a avut rezultate cu fiecare în parte. Un răspuns diplomatic din partea ta. Nu mă mir că ai fost și capitanul de echipă al Dunării Giurgiu. Ce vrea să te întreb, Costele, ce mai știi de ceilalți jucători care au evoluat la Giurgiu, împreună cu tine? Știu de Gheorghe Cătălin, că e pe la Braz. La Fortuna Braz? Da, încearcă să promoveze în divizia B. Se pare că este pe locul 2. Șans mare la Clinceni, împreună cu John Nene, antrenor de portarii, și domnul Șerbănică, antrenor principal, Ochea Daniel pe la Brăila, da. Gafita Cristinel pe la Buftea. Mi se pare că a plecat de la Buftea chiar acum vreo săptămână. Cine? A plecat de la Buftea, mi se pare, Gafița. În ultimele zile, parcă am citit. Acum n-am mai știu ce s-a întâmplat cu el. Răzvan Damian s-a dus acasă, nu? Poftim? Răzvan Damian s-a dus acasă? Da. S-a dus acasă, am întrebat, s-a înfurat și el și s-a făcut băiat de casă, s-a găsit echipă și lângă casă. Timpul trece, sigur. Tu, la rândul tău, mai ești legat de fotbal, Costele? Eu, din păcate nu. Nu mai sunt legat de fotbal. Adică, da. Să zic temporar, că nu o să te lași de fotbal de tot. Că... Momentan, da. Adică ceva antrenorat, ceva organizator de competiții, director sportiv la vreun club, nu se poate, la experiența ta. Momentan nu am găsit nimic, dar sper că o dat seama asta, am făcut toată viața și mi-ar place să rămân în fotbal. În rest, sănătos și tu și familia, fetița, toată lumea. Mulțumesc, suntem bine, sănătos și mulțumesc de întrebare. Acum că suntem în direct... Prietenilor tăi care nu te-au uitat, poți să le transmiți câteva cuvinte prin intermediul televiziunii noastre. Mă bucur că îmi dați ocazia asta și aș vrea ca în primul rând să le transmit multă sănătate lor și familiilor lor, tot ce e mai bine pe lume și mult succes în viață. Și noi la fel îți urăm de aici, de la TV Giurgiu, și sper să ne mai auzim la telefon, fiindcă meriți, te-ai bătut mulți ani pentru a aduce glorie orașului Giurgiu prin această echipă de fotbal Dunărea Giurgiu, care nu mai este. Mulțumesc pentru Eu telefon. Eu vreau să vă mulțumesc cu această ocazie că v-ați gândit să îmi dați un telefon și să vă doresc multă sănătate și emisiuni plăcute în continuare. Mulțumesc, Costele, să fii sănătos. Așadar, stimați telespectatori, a vorbit cu Costel Ciocârlan. Noi o să reluăm discuția aici. Deci nu vă atentați să plecați... domnule Oprișan, în condiții mai bune, nu? Și la salarii mai bune, nu? Nu. Veniți aici să vă luptați pentru România și pentru învățământul românesc. Nu, dar din punct de vedere moral ne simțim datori acestor copii pe care îi avem în îngrijire la școală și deocamdată
poate să termine și după aia vedem. Dar oricum, ei vin în valuri și tot timpul vom fi ținuți aici. Așa, vreau să mi-am notat aici, îl știi și tu și majoritatea îl cunosc pe Cristian Țopescu, inclusiv colegii mei de la camere, care au fost și pe la sport și pe la fotbal. Spunea Țopescu cândva, uitându-se într-o statistică europeană, România se clasează pe locul 3 la copii obezi. Da, când auzi așa, ca profesor de educație fizică și sport, care în primul rând vezi numai mișcare, vezi numai activități sportive, la ce te gândești? Te gândești la sedentarism, te gândești la computer, te gândești la părinți, pentru că ei, de fapt, sunt principalul motor al copiilor, cei care îi pun în mișcare pentru sport, cei care îi pun în mișcare pentru viață, în general. Și dacă ei nu le dau această educație a sportului, a mișcării, degeaba ne zbatem noi. Tot el a propus acum 2 ani ca elevii să facă 5 ore de sport pe săptămână, câte o oră în fiecare zi. De ce nu este realizabilă această idee? Că în fond, la prima mână, parcă n-ar fi nimic așa de... Dacă a fost propusă acum 2 ani, era tot în vremea guvernării Boc și tot... Și a făcut Boc? Iar, da... Deci legea sau ce a zis Cristian... Ajunge din nou la acest devenit un light motiv banul. Iar ajungem la bani? Iar, pentru că vă dați seama, însemna creșterea de 5 ore a cheltuielilor pentru orele de educație fizică și atunci s-a renunțat la ea. S-a dovedit a fi neviabil, așa a zis domnul fost prim-ministru. Deci neviabilă. Acum depinde... Din ce punct de vedere privești? Da, și l-aș fi întrebat dacă aș fi avut putere, forță... A mie mi se pare că și el e un pic plinuț așa. Sport, da. Păi n-ați văzut cum a tras la poartă la inaugurarea terenurilor lor, cu șpițul, cu turistul sovietic, păi, cum nu, spunea un regretat antrenor. A vrut să fie sigur că marchează, știi cum e? Sigur că da. O treabă șmecherească la fotbal, nu? Să fii sigur da, că să fie bine. Da, n-a e problema lui. A arătat așa cum a arătat și în celelalte... Specializarea ta, fotbal. De mic vorba aia și mic, până fotbal. La ora prezentului, până la da. Momentul ăsta. Știi despre că aveam și noi un centru de copii și junior la Giurgiu, nu? Aveam, a zis bine. Aveam. S-a dus papa sâmbetei, o să vorbim și cu domnul Belodedeș când o fi momentul, timpul respectiv, să vedem care e situația, adică nu se mai putea ține, n-aveam noi copii în oraș care să practice. Copii întotdeauna am avut. Giurgiu a fost întotdeauna o pepinieră pentru fotbalul românesc și nu vreau să aduc aici aminte decât câte 2-3 nume. Frații Croitoru, Marius și Florin și Lascarache. Pe ceilalți în timp îi mai uităm, dar ăștia sunt ultimii care au jucat și ne aducem aminte de ei pentru că recent au jucat la Steaua. Da, sigur. Deci ei sunt ultimele flori, să zic așa, care au mai existat rupte de aici, din zona noastră, că da. După aceea a rămas s-a stins, un foc de paie și... S-a stins. Și, cum să spun, Astra oricum are alt statut, e la Liga Antia, deocamdată vine doar joacă la Giurgiu aici, era bine să fie avut și noi aici. Nu, dar în momentul ăsta încearcă să mai țină ștacheta, nu acolo unde a fost, Clubul Sportiv Școlar. Dar, din nou... Iar ajungem acolo? Iar ajungem, nu mai vreau să zic, că după aia vor zice oamenii că aducem mereu în discuție... Deci fără bani nu se face nimic. Deci nu se mișcă absolut nimic. Dar să zic așa o întrebare care mi-a venit chiar acum. Nu mai sunt bani în țară? Adică să alocați și măcar acolo părticică și pentru sport? Bani sunt, da, pentru sport mai puțin. Adică sunt oameni sus care n-au treabă cu sportul, am impresia. Păi nici nu cred că au practicat în viața lor un sport și de aceea întotdeauna au impresia că banii ăștia alocați la sport sunt niște bani aruncați. Nu sunt niște bani aruncați, domnilor. Sunt niște bani investiți foarte bine. Dar rezultatele nu se văd pe moment, ele se văd mai târziu, ceea ce lor nu le place. Ei vor rezultate azi și să investească niciodată. Un caz interesant și vreau să te întreb că e legat tot de educație fizică. Se poate rămâne repetent la educație fizică? Da, nu e... Nu e nimic deosebit? Nu e nimic deosebit. Dar noi am avut cazuri în zona noastră, în Giurgiu, județul Giurgiu, așa? Au fost cazuri în Giurgiu, adică vreau să spun că nu neapărat din cauza educației fizice, ci și din cauza educației fizice au rămas repetenți elevi de la școală.
Deci fără să fie pe primul loc, să zicem, educația fizică? Fără să fie, fizică. Numai din cauza educației fizică. Așa, că eu am un exemplu aici, l-am căutat până l-am găsit, e vorba de orașul Tecuci. Deci un profesor ca și tine, de la Tecuci, de la o școală generală, nu, mint, de la un liceu, a lăsat repetente 3 fete de clasa a 10-a, fiindcă într-un an întreg nu a călcat o secundă pe la orele de educație fizică, dar bine, mai aveau asențe și la alte materii. Eu cel puțin când aud așa că a rămas X sau Y repetent sau repetentă de la educație, din cauza educației fizice, mi se pare ceva anormal, ceva a ieșit, eu știu. Avem un telefon, numai o secundă, da? Da. Bună seara! Bună seara, domnule Dândăreanu, bună seara, domnule profesor Oprișan. Bună seara! Cu cine avem onoarea? Mă numesc Vasiliu Teodor, ne cunoaștem foarte bine, domnul Dândăreanu. Mă bucur să vă aud. Vă ascultăm. Să știți că am urmărit cu interes până acum discuția din cadrul emisiunii dumneavoastră și vorbind despre sporturi și despre elevi, pot să-mi aduc aminte cu nostalgie de vremurile când, în perioada când eram elev de primare și liceu 60-66 și mai târziu, când se făcea sport în școală, și nu se făcea nici de dragul banilor, nici de dragul performanței, se făcea sport pentru sănătatea elevului, cum se spune. Aveam atâtea ore și profesorii erau cei care ne făceau să venim la orele de sport cu drag. Profesori ca domnul Manolescu, Buzatu, Ghelmez, domn profesor Titi Manea, care i-am avut în de lungul anilor. Ceea ce am văzut că a dispărut acum foarte mult este dragostea pentru sport, dragostea pentru mișcare. Acum e dragostea mai mult de stat în fața calculatorului, în baruri, în cărciumi. Și cred că o vină o au și profesorii. Să știți că nu erau adică prea mulți bani. Adică să meargă să-i scoată din baruri, cum ar veni, de la calculatoare, nu? Pentru că vreau să spun că am rămas uimit. Am fost pe foarte multe țări în afară și am rămas uimit, așa cum spunea și domn profesor, de sportul care se face, nu de performanță, ci sportul de masă. Sportul de masă, sportul pentru sănătate. Exact. Și lucrul ăsta lipsește la noi foarte mult. Lipsesc orele de educație fizică. Mi-aduc aminte când eram elev, aveam câte 3-4 ore de educație fizică pe săptămână. Când erați elev, parcă era și portar la Olimpia Giurgiu, la Marina Anastasovici, nu? Am jucat și fotbal, și basket, și tenis de masă, și handbal, adică am făcut sporturile, nu de performanță. Polisportiv. Sport pentru dezvoltare sănătoasă și pot să spun că la 64 spre 65 de ani nu mă dau ușor înapoi de o activitate. Și de asta zic, ar fi mai bine dacă în Giurgiu s-ar face, exact cum am văzut în alte țări, în fiecare cartier, în fiecare zonă, câte un spațiu din acesta, nu verde, ci un teren de mini-handball, un teren de mini-basket. A, să facem ca americanii la fiecare colț de stradă cât un colț de basket? Aici m-ați atins pe mine, domnul Vasile. Vedeți că ați intrat în conflict cu invitatul nostru. Nu e un conflict, este în asentimentul meu, pentru că eu am un proiect acum, nu știu dacă dumneavoastră știți, eu sunt și consilier local la Consiliul Local al municipiului Giurgiu și am un proiect pe care îl pregătesc acum în fiecare zonă care concentrează mai mulți copii, să facem un teren polisportiv în care să avem și un teren de basket și o poartă de fotbal și teren pentru role și... Profesor, da. Ați spus, domnul Dereanu, de american. Vreau să spun că într-un oraș ca Dallas am auzit și am văzut, de fapt, la fiecare 6-7 străzi era cu un teren de mini-basket. Oraș, un megalopolis, cum pot spune, erau 3200 de terenuri de basket. Dacă a spus de americani, ce să mai comentăm noi de aici? Erau aceste terenuri de joacă pentru copii, dar fiecare căuta acest teren, căuta să implementeze un anumit sport și o anumită dezvoltare.
și din grădiniță. Eu am nepot în Germania și vă pot spune că din grădiniță se face sport, se face o educație a tineretului spre o dezvoltare, cum să spune. Deci educația fizică și sportul face parte din area de cultură a unui popor. Așa exact. Că, ce să mai discutăm, vreau să vă întreb eu, când dumneavoastră erați de vârstă școlară, câte ore aveați de educație fizică la școală? Păi asta am spus mai devreme, dacă ați fost atent, erau în jur de 3-4 ore, de cam 4 ore pe săptămână erau de educație fizică. Și de ce s-au redus așa, după părerea dumneavoastră? Am auzit că se face cam o oră pe săptămână. De ce? Așa, după părerea dumneavoastră, de ce? Să o spun pe aia dreaptă? Păi pe aia dreaptă, sunteți în direct. Dreaptă, din cauza prostiei care ne conduce, să știți. Sigur, sigur, vă acceptăm părerea, ne însușim. Pentru că dacă ne-ar conduce și am avea niște oameni iubitori de sport, nu numai de performanță și de bancă, nici ăla nu-l mai facem, afară de fotbal, celelalte au început să decadă, celelalte sporturi. Vreau să spun că dacă această educație fizică s-ar face măcar la 2 ore pe săptămână și tot ar avea un impuls foarte mare asupra tineretului. Cred că domn profesor este în asentimentul meu. Sigur că da. Măcar 2 ore de educație fizică să facem. Exact. Domnule Vasiliu, mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm și la alte emisiuni. Cu dragă plăcere. Bună seara. Bună seara. Așadar, revenind, ce spuneau fetele care au rămas repetente, domnule profesor, că mi-am notat. Prima, nu suporta ideea de a alerga, de a sări, deci nu se împăca cu treburile astea. A doua, avea lucruri mai importante de făcut și educație fizică. Iar a treia, avea de pus la punct o relație de dragoste, o relație de amor. Foarte important. Foarte important. Ce a spus profesorul care l-a lăsat repetente, cred că omul, pe bune, zic, avea totuși o mustrare așa de conștiință, nu? Zic că se poate întâmpla și da. Așa ceva, nu? Nu le-am cerut să-mi stabilească recorduri, le-am cerut bunul simț de a veni și de a îndeplini baremurile cerute de examen. Nici măcar nu s-au prezentat. Este lipsă de respect și lipsă de educație. Părinților nu s-au implicat de niciun fel, așa că fetele s-au reînscris la liceu pentru a repeta clasa a 10-a din cauza educației fizice. Și vor rămâne și ele în istoria, cel puțin, a învățământului local acolo, la Tecuci, că au pierdut un an din cauza educației fizice. Și spuneați că și la noi au mai fost chestiuni de genul ăsta. Și toate astea pleacă de la faptul că se tratează cu indiferență, să zic, această oră de educație fizică și sport. Așa e, și e și vina părinților. E și vina copiilor. Absolut, absolut. Și mai e și o parte vina profesorilor. Acum, de ce să negăm și lucrul ăsta? Deci, să cam îmbină, nu vina toate... profesorilor, pentru că nu s-au zbătut cât ar fi trebuit să aibă până la urmă 2, 3, 4, 5 ore de educație fizică. Adică, practic, din ce am mai constatat așa, mai uitându-mă în stânga, în dreapta, școala nu prea mai încurajează mișcare. Nu, școala încurajează mișcare. Da? Numai că o face foarte puțin timp. Deci nu mai face cum era înainte, nu? Cum era înainte... Că mai mi-au zis și alții și dumneavoastră știți prea bine, vorbim mai încolo puțin de aceea, de aia, doar câteva cuvinte care însemna mult pentru mișcarea în sine și ca activitate sportivă, dar avem încă un telefon. Bună seara! Bună seara! Colegii mei m-au pus în legătură, stimați spectatori, dacă înțeleg bine și după voce, cu... Marian Gruber, am zis bine? Da, foarte bine, da. Vă salut, domnul Gruber, de la Giurgiu, de la orașul tău natal. Mihai Dândăreanu te salută de la Sport Arena TV Giurgiu. Da, da. Și eu salut iubitorii fotbalului pe dumneavoastră înainte, apoi pe iubitorii fotbalului din orașul Giurgiu și toți prietenii mei care încă îi mai am la Giurgiu. Și vă doresc la toți un an nou fericit și plin de, eu știu, poate luăm campionatul. Așa, sau Cupa României, nu e o problemă, da, avem de unde să alegem. Da. Numai o secundă, domnul Gruber. Pentru telespectatorii aș vrea să spun câteva lucruri despre tine.
Gruber a început fotbalul la Olimpia Giurgiu cu Emil Căinaru și Marina Anastasovici, a ajuns ulterior prin anii 70 în divizia la Jiu Petroșani, a încheiat cariera de fotbalist la Mureșul Deva după ce mai trecuse și pe la Hunedoara și în acest moment este stabilit în Deva de mai mulți ani. Mariane, vrea să te întreb și e o plăcere pentru mine să ne auzim după atâția ani, de când ai mai fost prin orașul tău natal? N-am mai fost aproape de 20 de ani. Din 93. Din 93, asta înseamnă că atunci când ne-am și văzut noi. Așa, ne-am văzut la exact la prietenul nostru comun, Mirel Grădinaru. Adică, practic, și un fost coleg al tău de echipă, nu? Da, da, coleg de echipă, care îl salut și... Sper să se uite și el la emisiunea noastră. Vreau să te întreb, Mariane, cu ocazia asta, ce poți să ne spui despre înscrierea Giurgiului pe orbita fotbalului de Liga I, fiindcă tu, noi, ceilalți, n-am apucat divizia la Giurgiu și pe terenul pe care noi am învățat ABC-ul fotbalului, acum se joacă partide de Liga I. Ce să spun, este o surpriză plăcută, mai ales că nu m-am gândit niciodată că echipa... Eu știu, echipa din Giurgiu să fie în divizia, vorbesc la valorile care au fost în Giurgiu, nu vorbesc, vorbesc de cei, de la Grozea până la Maria Gruber. Sandu Cojucaru, care timpul ăla când am stat eu acolo, sau al Urache, care da, a fost un fotbalist model în divizia Buduru, vorbesc. Da, da, care e președinte executiv la Astra Giurgiu. Așa, m-am întâlnit cu el, era capitan de echipă la Paru Constanța, când am jucat de vreo două ori cu el. Da, 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 da. Așa, și prin această ocazie vreau să-l salut și pe el și să-i urez baftă. Chiar dacă nu a aflat acum, o să-i transmitem noi. Ce a însemnat, Mariane, pentru tine perioada Jiul Petroșani? Cu cine ai fost cu echipieri în acei ani? Cu echipierea a fost cu exact vechea formula Petroșanului, cu Tonca, Georgevis, Stocher, Naidin, Peronescu, dar știi care e. Era greu să te integrezi în echipa aia, că era echipă bătrână și erau uniți unii cu alții, domnule. Nu, greu intra un jucător nou în... Da, dar valoarea totuși își spunea cuvântul, tu ai pătruns între ei acolo. Și a fost Mulțescu, care a fost o excepție, un fotbalist de nota 10, știți cum. Da, 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 mijlocaș juca da, și la Giu, da, nu? Da, da, mijlocaș și da goluri și astea. Dar am avut câteva meciuri în divizia atunci și mai mult am jucat pe la tinere, rezervă și după aceea am plecat la Deva. Salarii bune, toți erați mineri. Da, toți era mineri angajat subteran, era bine. Dar stăteați numai la suprafață. Da, da, nu se muncea atunci, era ca așa bine, cum fotbaliștii munceau pe teren, de ce să nu? Da, nu... da, munceau pe teren, sigur. Dar într-adevăr, făceam antrenamente foarte grele, aveam antrenor, atunci am prins pe Bălănescu, Tălmaciu, după aia l-am prins pe Coidum. Da, 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 îi știu, îi știu și eu. Mariane, știu din, și de la tine, dar mă gândeam că poate vorba aia în viață se mai schimbă lucrurile, dar la tine nu cred. Nu te-ai făcut antrenor de nicio culoare, cum ar veni. Ai devenit om de afaceri undeva. Nu ți-a mai plăcut fotbalul, nu? Nu, am făcut școala. Am terminat școala de antrenor la București, la ICEF, în 1990, exact timpul Revoluției. Așa, felicitări, dar vreau să aud și eu o echipă de fotbal cu antrenor principal, Marian Gruber. Da, am avut echipă și na, că am mers, am fost la Orăștie, la Orăștie cu Florică Dumitrache, secund cu el și după aia am preluat el după ce a plecat, deci am preluat eu după ce a plecat el la Suceava, plecase la Suceava. Și am stat vreo 2 ani de zile antrenor, după aceea m-am apucat de business. De business sau de business? Și de business și de business. Așa, deci merge până Ardeal, nu? Dar a făcut-o da, corect, adică. Corect, corect, corect. Da. Când... Da, te rog. Te am rog. Avut un magazin, proprietate personală, chiar în centrul Devei, unde soția era șefă, deci era magazinul ei. Și aveam porțelanuri, după aceea am început cu consignație, cu toate și de acolo am plecat.
Foarte frumos și îți dorim să ai succes în continuare în afaceri. Vreau să te întreb când ne vedem la Giurgiu, că nu te las. Păi știi că ne vedem, cred că în vara asta. Vreau să merg, că am părinții care sunt mormântați acolo la stadion, la exact în... În Smârda. În Smârda. Și vreau să merg să mai văd și eu ce e pe acolo. În Giurgiu nu mai am pe nimeni, deci nu mai am nici văr, nici cealaltă, nimic. Am înțeles. Și fratele tău e plecat și el la Onești. Da, toți suntem. Nu mai e nimeni la Giurgiu. Da. Acum, la încheiere, chiar te rog încă o dată, foștilor tăi cu echipieri care știu că le-ai făcut o mare surpriză acum că vreau ai fost... Vreau să-i salut în special pe Mirel Grădinaru, pe Lucică, primarul, nu știu dacă mai este primar, că nu suntem. Domnule, acum ce să spun, nu mai este, dar a fost, nu? Da, a fost și a fost, cred că, un primar bun, un primar care puteai să te înțelegi cu el și care a făcut ceva, cred că, pentru... Păi da, dar a avansat, din câte știu, să știi, e ministru. Sunt paralel cu politica, sunt paralel. Nu... Foarte bine, foarte bine de partea ta. Mă uit la televizor atât. Deci ne vedem în vară, sigur. Da, și cu această ocazie, nu știu dacă Leșanu mai este la Acces, la Deva, la este, Giurgiu. Este în continuare președinte el, al Asociației Județene de Fotbal. Sandu. Da, Sandu Cojucaru, da? Pe domnul Buzatu, George, nu știu dacă îl știi, dar a jucat cu el, dacă mai ții minte. Buzatu? Da, Ceapă, nu mai ții minte. A, Ceapă, da, nu știu dacă mai trăiește. Păi nu era bătrân. Nu mai l-am văzut, de-aia spun că n-am mai avut contact. Gheorghiță dintre ei, mi se pare că și Gheorghiță nu mai trăiește. Da, Gheorghiță, știu că erai tu atunci când a murit, erai în vamă. Da, așa, când ne-am întâlnit noi atunci, nu? Ultima dată. Da, atunci și a și murit, am auzit că a murit în 93, așa. Mariane, te așteptăm la Giurgiu cu mare drag și să știi că dacă stai câteva zile pe la Giurgiu, poate prindem și o emisiune în direct să te-am invitat aici la TV Giurgiu. Mersi frumos, vă salut și iubitorii sportului cu balonul rotund îi salut și mai ales pe toți cetățenii Giurgiului. Vă pup pe toți și vă iubesc. Și noi la fel îți dorim multă sănătate și să ai succes în afacerea acolo unde te-ai stabilit. Da, mersi frumos, mersi. Sănătate frumos, multă. Sănătate și numai bine. La revedere. Așadar, stimați spectatori, de mulți ani n-am mai vorbit cu Marian Gruber, nici personal, nici așa cum am vorbit în această seară prin intermediul televiziunii noastre. Un mare fotbalist, un jucător de valoare care a plecat de la Olimpia Giurgiu și a jucat în Liga 1, în divizia la Jiu Petroșani. Dar dacă va veni la Giurgiu, sper să îl aducem și într-o emisiune la noi, la televiziunea noastră. Domnule profesor, aveam și noi, am zis, de centru de copii și juniori, s-a dus. Am avut. Așa, aveți specializarea fotbal. Cum v-a căzut așa dumneavoastră faptul că în loc să ne dezvoltăm și noi să prindem mari mai mult după revoluția asta, multe lucruri s-au estompat, au dispărut, s-au asfixiat, s-au mucegăit, nu au prea, intrat în putrefacție. Nu prea bine și mai ales că pentru copiii Giurgiului nu sunt atât de multe oportunități oferite de oraș. Acum mai avem și noi echipa de fotbal, echipa de basket care evoluează în divizia, dar cam atât. Și... Bine, acum să fim cinstiți, dacă ați amintit, domnule profesor, de basket, avem tenis de masă. Avem și tenisul de masă, avem atletismul, handbalul, care și el evoluează în divizia A. Așa, și oricum, la mărimea lui, Giurgiu, eu zic că, din punct de vedere al competițiilor, are echipe de competiție acum. Are echipe de competiție, dar important este ce se face la nivel de copii și juniori. La toate sporturile astea. E adevărat, suntem reprezentați acolo sus, dar la copii și juniori e complicat. Nu se mai face. Singurul clubul sportiv școlar este cel care mai menține viu sportul în Giurgiu. Clubul sportiv școlar, a zis. Da, și la fotbal, și la basket, și la tenis. Nu se plânge și clubul sportiv? Și el, n-are și el probleme? Ba da. Are, nu? Are probleme, sigur. Deci nu scăpăm nici aici de asemenea probleme lucruri. Probleme are toată țara. Și aș vrea să nu uit
pe parcursul emisiunii să... nu e o știre grozavă, e tristă. Federația Română de Fotbal, de Handbal, mă iertați, stimați spectatori, a anunțat sâmbătă cea trecut, că pivotul național al României, care a cucerit în 1961 primul titlu mondial din istorie, Otto Tellmann, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Acest moment istoric din handbalul românesc se întâmpla la campionatul mondial din RFG, din Republica Federală a Germaniei, după o finală cu Cehia, scor 9-8 după prelungiri. Otto Tellmann a jucat la o singură echipă, este vorba de Steaua București, pe care a și antrenat-o înaintea plecării definitive în Germania. Dumnezeu să-l ierte. Ca om de sport, ce a însemnat apariția echipei Astra Giurgiu aici, pe meleagurile noastre și posibilitatea noastră de a urmări, vorba aia cu 10 lei sau cu 15 lei, un meci de Liga I cu echipe de top, să zicem și noi că încă sunt de top, Steaua, Vaslui, Giurgiu a luptat Cluj. Foarte mult și de mult a sperat să aibă o echipă în Liga I, dar întotdeauna ne-am oprit exact acolo unde... La mustață, vreau să zic. Nu fac referire la dumneavoastră, dar... Păi nu, că mi-ora, dacă tot vă las acolo, de mustața mea... Acolo a fost la mustață, pentru că vă aduceți aminte prima echipă care a promovat în divizia B, la un meci cu Râmnicu Vâlcea, a terminat la egalitate, a fost la 5 minute de promovare în Liga I. Și evoluția echipei așa, ce îl face pe un om de fotbal ca Gigi Oprișan să spere în returul ăsta care vine? Echipa este închegată, joacă de mulți ani împreună și asta este foarte important pentru că s-au format relații de joc între jucători, iar momentul în care ei intră în teren, le e greu până să pornesc. Ați văzut, de obicei, în a doua repriză joacă bine Astra. În prima repriză, până când văd cum sunt așezați adversarii, care sunt breșele din apărarea lor, cum ar putea să atace și care sunt pozițiile cele mai importante pentru a șuta. O secundă, da. Să intre pe colegii mei, dacă putem intra în legătură cu Biodrag Belodedic, ne apropiem de final de emisiune. Da, vă rog. Aici este... o să spun punctul forte al echipei Astra, repriza a doua. Și spectatorii care au fost la meciuri au văzut cum se desfășoară jocurile la Astra. Suntem în telefon. Bună seara! Alo? Alo, da! Bună seara, domnul Belodedic! Bună seara! Bună seara. Suntem în direct cu dumneavoastră la Sport Arena de la TV Giurgiu și vă mulțumim că ați avut răbdare și ați așteptat să intrați cu noi în direct. Acum la început, mai ales că avem în studio și un antrenor de fotbal, un profesor de educație fizică și sport, care a antrenat și copii și juniori. Vreau să vă întreb la început, prea dispar așa câte unul cluburile astea, mai bine zis, centrele astea de copii și juniori de prin țară. Noi vorbeam că nu mai sunt bani, dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de director al Departamentului Copii și Juniori de la Federația Română de Fotbal, ce spuneți, domnule Belodedic? Păi și eu ca și dumneavoastră, nu, și eu sunt de aceeași părere. Ne bucurăm? Eu sunt și eu de aceeași părere. Da, sigur, nu sunt bani, dar nu e numai cauza banilor, și sunt mai multe cauze. Și organizare și... Eu știu interesul oamenilor ca să crească și bazele și bine, și echipele care dispar din ce în ce mai multe. Și chiar statul nu prea mai se bagă așa. Nu, statul nu se bagă, asta au demonstrat-o și asta a demonstrat-o până acum, nu interesează și din cauza asta. Spunea Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, că guvernul ungar a înființat vreo 50-60 de centre de copii și juniori. Guvernul nostru n-ar putea să facă același lucru? Nu. Nu? Nu.
O să mă întrebați de ce. Vă întreb de ce. Dacă mă întrebați de ce, nu o să știu să vă răspund. O să vă răspund că nu au interes. Deci nu este pe ordinea de zi. Până acum n-a fost pe ordinea de zi și probabil că au probleme mult, 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 mult mai importante să rezolve decât să bage bani în sport. Da, v-am înțeles. Pentru centre sportive. Stimați telespectatori, știți cu toții că domnul Belodedici a fost jucător român care a câștigat două cupe ale campionilor europeni cu două echipe, cu Steaua și cu Steaua Roșie Belgrad. Domnule Belodedici, Steaua în frunte cu patronul, nu e nicio problemă, nu ascunde nimic, nu-și respectă trecutul și nu-și respectă eroii de la Sevilla. De ce credeți că se întâmplă asemenea lucruri? Și mai ales în țara noastră. În alte țări se respectă acești oameni care au făcut ceva pentru sportul țării respective. Și ce să vă spun? Eu cred că fiecare, știți cum se spune, omul simțește locul. Dacă corect. Trebuie să ai o ordine, trebuie să ai o strategie, trebuie să ai să preiei lucrurile de la așa cum sunt lăsate, cum au fost și trebuie să să te și pricepi la asemenea, o asemenea muncă la care ai început să o faci. Na? Dacă nu te pricepi și... asta este, deci trebuie să fim puțin cu comunicarea asta, colaborarea și munca asta în echipă, care ne avem probleme mari, mari de tot, ca să muncim pentru un cel sau să fim mai uniți, să muncim pentru ceva. Noi suntem... ca și în fotbal, ca și în fotbalul nostru, este puțin individualist așa în teren. Fiecare când ia mingea vrea să facă multe, o cară și o face și o întoarce și asta și așa și în, da. și în alte. Vrem să fim individualiști noi. Eu vorbim de unul, de altul, eu când am fost eu, ce am făcut eu, cum am fost eu și tot vrem să fim noi în fața, cum e, de, vă dau un exemplu, nu? Echipele nu se mai așa, au pierdut din denumirea asta și Poli și Dinamo și Steaua și Vasluiu și uitați să vă spun și campionatul. Spuneți și de Astra, Giurgiu, dacă ceva. Dacă m-auziți? Vă aud, spuneți și de Astra ceva. Dacă ați fost atenți, campionatul nostru, oamenii de la televiziune și din ziare îl i-au schimbat denumirea, nu mai este campionatul României, Liga Lumitică. Deci da, Liga Lumitică, da, corect. La unui om, deci e Liga Lumitică, echipa lui echipa lui... Și azi lucrurile astea, oamenii când ascultă și de multe ori se satură și... Da, deci, da. A fost desemnat în 2012 ambasadorul finalei UEFA Europa League de la București. Și cred că a contat foarte mult faptul că ați evoluat în bun la echipe spaniole. Ce a însemnat perioada Valencia pentru dumneavoastră? Păi pentru mine a însemnat, eu eram, dorința mea era să o văd pe Valencia în finală, dar nu s-a putut și aveau încredere în mine la trage. Când mergeam îmi spuneau că le port norocul, dar semifinala a fost mai așa altfel, nu? S-au căzut cu Atletico Madrid și Atletico a fost echipa mai bună. Care au fost... Eu țineam cu Valencia, vreau să câștige Valencia finală. Da, știți cum e, am vrea, dar mai trebuie să și poată. Da, bine, da. Care au fost atacanții care v-au pus probleme serioase în campionatul din țară și în străinătate apoi? Păi bine, țările care ne-au pus probleme, știți cum, în țară erau Dinamo, erau cluburile pe vremea aceea. Rapidul avea o echipă foarte bună, Dinamo, ne băteam când eram noi așa pe val, cum se spune, când eram noi pe primul loc și mergeam bine, veneau meciurile, derbiurile cu Dinamo, unde pierdeam. Mă refer la adversarii direcți, care v-au fost probleme? La adversarii direct, așa. Păi la adversarii direct era Dinamo, nu? Cămătaru, înaintea lui Răducioiu, că el era mai mare. Cămătaru, deci erau jucătorii de la de la Rapid. Iar în străinătate? În străinătate. Noi am apucat să jucăm odată cu echipa lui Milan,
Da. Eu am jucat de două amicaluri cu Milan, dar Steaua în final a jucat un meci oficial și au simțit pe Van Basten, pe Gullit, Rijkaard, era tripleta aceea cu de... Da, 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 da. Era cea mai bună din Europa, atacul lui Milan. Mai erau echipele nemțești și englezii aveau Archibald și toți. Aș vrea să vă întreb și eu, domnule Belodedici. Bună seara, Oprișan Gigi Gondumesc. Sunt antrenor de fotbal. Ce părere aveți de inițiativa domnului ministru Nicolae Băniceu, ministrul tineretului și sportului, de a acorda o rentă viageră pentru eroi de la Sevilla? Păi să vă spun sincer ce părere am. Deci părerea, ce să vă spun, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu vă vine să credeți. Nu, pentru că s-a mai vorbit despre asta, s-a mai propus, s-a mai luat, eu știu. Deci nu... Așteptați să vedeți, probabil. Aștept să vedeți, eu am spus și înainte, până nu văd, nu cred. Corect. Până nu văd, nu cred. Eu știu, am spus că la unii jucători o să le vină foarte bine renta aceasta. Pentru că n-au apucat să iasă în străinitate, n-au câștigat bani, au avut probleme și avem colegi care au nevoie mare și ar veni foarte bine. Dar nu văd, nu cred. Domnule Belodedici, despre cele mai frumoase clipe în fotbal, presupun că sunt cele când ați ridicat Cupa Campionilor în brațe, cum s-ar spune, dar vreau să vă întreb cele mai dureroase momente din fotbal, care ar fi? Cele mai plăcute, așa, da. Mai neplăcute. Da, mai neplăcute. Păi erau meciuri care am pierdut, dar erau multe meciuri care am și pierdut, nu numai că le-am câștigat, dar deci meciul cu portughezii de la Benfica, semifinala, atunci când am ieșit din semifinala, tot așa am o amintire neplăcută. Și la nivel internațional, tot așa cu echipa națională, pe meciul cu... ne jucam pentru calificare cu Austria în Austria și dacă la un rezultat de bun pentru noi, mergeam la campionatul european, n-am reușit. Deci și cu campionatul mondial din America, unde am ieșit în... cu Suedia. În sfertul, cu Suedia, da. Cu Suedia, acolo, da. Asta. Va mai reuși România un loc 5? Vreodată? Nu. Nu știu, întrebați-l pe Danitică, că el știe mult mai bine. Pe domnul Dragomir o să-l întrebăm, nu e problemă, dar am fost aproape, nu, de o semifinală atunci, cu un portar inspirat. La următorul campionat mondial. Ar fi un lucru foarte frumos. Să ne ducem mai departe. Da, dar trebuie să avem și echipă și valori, așa cum a fost și Belodedici. M-a contrazis, auzind că o să intrăm cu dumneavoastră în direct, cu un coleg de platou. Cum a fost cu plecarea dumneavoastră în Serbia? Am înțeles că dumneavoastră ați plecat normal. Toți ziceau că ați fugit. Nu, n-am fugit. Am plecat cu pașaportul în mână. Adică ați trecut dintr-o țară în alta în mod legal. Da, am trecut legal și acolo când am ajuns am cerut azil politic. Asta a fost. Asta a fost toată treaba și da, au intrat da. În panică familia Ceaușescu, nu? Că nu mai veneți. Da, colegii când au văzut că nu știu, nu apar, au intrat în panică. Nu știu. Și da, mai bine că ați mai luat o cupa campionilor europeni. Au aflat de ce să... Și l-a trimis, mi se pare, pe domnul Iordănescu, după dumneavoastră. Da, l-au trimis pe Neapuiu, care era antrenorul nostru, să mă convingă să mă întorc. Dar, da, era mai greu și asta a fost hotărârea mea, pe o hotărâre, așa, din viață, o... Scruce. Răscruce, cum a zis colegul nostru de platou. Dar totuși v-ați întors în România, se vede clar. Că bună, dar și mai proastă, că am pierdut. Am pierdut campionatul mondial din Italia, am pierdut finala cu Milan. Și da. Dar s-au recompensat unele cu altele, s-au compensat, mai bine zis.
Da. Domnule Beredović, sunteți într-o funcție importantă la Federația Română de Fotbal, dar nu v-a atras meseria de antrenor? Ce vreți să faceți? Că știu că vreți să vă stabiliți în România. Păi m-am stabilit în România. Corect, nu corect. Vreau să mă stabilez. Eu m-am stabilit. Ca antrenor, nu știu, nu prea m-am gândit că antrenor trebuia să încep din timp, că înainte să mă las de fotbal, să încep să... Dar am lucrat puțin în Spania la copii și juniori, dar acum nu cred că mai pot să apuc. M-au sfătuit prietenii, colegii mei, m-au sfătuit colegii Balin, Plăcătuș, Adi, au văzut ce probleme au și mi-a spus dacă vreau să fiu liniștit și să nu am probleme. Să vă vedeți de treabă, nu? Bine unde sunt, da. Corect, da. Este și asta o treabă interesantă, mai ales când aveți și sfaturi de la cei mai buni prieteni, că ăștia chiar au fost cei mai buni prieteni ai dumneavoastră. Da, da. Aveți prieteni mulți, că veni vorba de prieteni și în Giurgiu am aflat. De Astra Giurgiu ce ziceți? Giurgiu a urcat și el rapid pe Liga I aici. N-ați venit niciodată la Liga I, veneați numai cu meciurile echipelor naționale. De Astra Ploiești și Astra Giurgiu nu mai laude. Uitați, nu? Aveți o echipă foarte bună, deci condiții bune, deci aveți posibilitatea să vedeți fotbal bun și corect. Eu cred că la sfârșitul campionatului Astra o să joace într-o cupă europeană și aveți posibilitatea să vedeți și meciul internațional. Deci, dar să vă vedem și pe dumneavoastră la Giurgiu mai des. Da, știu, uitați, s-a vorbit chiar acum despre, o să avem două meciuri cu Macedonia și punctul care e cel mai apropiat de Macedonia este Giurgiu. Adică meciuri internaționale de tinere, de juniori. Da, de juniori. Păi ați mai făcut la Giurgiu și Giurgiu s-a comportat exemplar, de când te știu. Da, dacă o să avem condiții bune și... Terenul e cel mai bun de țară, domnul Beredović Gazonu. Dacă o să ne dea terenul și dacă o să... Aici e problema, da. Greu să dai teren ca să... Aveți intrare la domnul Nicolae să rezolvă. Da, sunt două meciuri și dacă plouă o să se strice terenul și nu știu... Dacă plouă, da, sunt probleme. Sunt. Vreau să vă reamintesc că, așa mă repet, aveți prieten mult la Giurgiu, puteți să-i salutați pe intermediul acestui telefon. Păi prieteni foarte mulți și când am fost la Giurgiu, știu, îi salut, cum să nu îi salut. Îi salut și am mai fost de două ori la Giurgiu, am jucat un fotbal așa cu veteranii de acolo. Da. Cu toți prieteni. Sunt foarte aproape și ne mai vedem și în București. Domnule Beredović... Toți prietenii de la Giurgiu, mai ales Giurgiu care este un oraș frumos lângă Dunăre, care... Tot de la Dunăre sunteți. Îmi place foarte mult, eu sunt la nordul Dunării și Giurgiu la sudul, așa că avem un punct comun. Comun. Da. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest telefon și vă așteptăm la Giurgiu. Bine, cu plăcere, sănătate multă. Și dumneavoastră la fel, sănătate multă. Așadar, stimați telespectatori, am întreținut câteva minute o discuție amicală și, zic eu, interesantă cu Căprioara, așa era numit Beredović, fundașul central al echipei Steaua și al Naționalei. Am depășit timpul programat. Așadar, domnule Oprișan, ați vorbit și cu domnul Beredović seara asta, a spus o întrebare și mi-a plăcut că ați intervenit. Ce șanse acordați sportului școlar să vor îndrepta lucrurile? Vor veni mai multe ore la învățământ? Să schimbă ministrul învățământului? Ministrul învățământului nu se schimbă, că tocmai s-a schimbat. Deci nu se mai schimbă, dar că se schimbă mereu. Dar numărul de ore se va schimba. Da? Sunt convins. Deci e un lucru bun să auzim. Adică se va repara această greșeală, pentru că nu e normal să întâmple așa. Eu vă doresc succes în practica dumneavoastră la școală, la orele pe care le efectuați. Stimați telespectatori, noi vă mulțumim pentru atenție, ne revedem lunea viitoare și sperăm că vom avea și intervenții telefonice din Antalya, acolo unde la această oră Astra Giurgiu se află în cantonament. Mihai Dândăreanu, mulțumește și colegilor pentru
concursul dat la realizarea acestei emisiuni și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. O seară plăcută în continuare. La revedere! La revedere!